Bună ziua, bine v-am găsit! Între prieteni, discutăm astăzi despre boala cu 1000 de fețe din pricina faptului că, afectând întregul organism, simptomele ei mimează pe cele ale altor boli. Căpușele sunt responsabile pentru transmiterea bolii Lyme, iar unele zone din România, cum ar fi Sibiu, Harghita, Satu Mare, Sălaj, Alba, Botoșani și Brașov, au incidența mai mare a cazurilor. Cum se manifestă, cum prevenim și cum tratăm boala, aflăm de la doamna Cristiana Prefac, medic specialist boli infecțioase, Spitalul Clinic Sfânta Maria. Bun venit! Bine v-am regăsit! Uite, vorbim despre o boală parșivă, ca să-i spun așa, se numește boala celor 1000 de fețe. Păi hai să vedem așa cam cu ce boli s-ar putea confunda ea. Ca să nu le descriem pe toate 1000? Exact, nu le descriem pe toate 1000, că ne ia încă o săptămână să facem asta, dar așa, exact. Cele mai comune boli. Exact. Boala Lyme este o infecție produsă de o spirochetă, în special Borrelia burgdorferi, de la burger, ca să o ținem minte. Așa. Care este inoculată sub piele de către o căpușă numită Exodes ricinus. Frecvent această căpușă locuiește pe animăluțele sălbatice din zonele muntoase, acelea pe care le-ai tocmai descris, pe care le-am enumerat, așa. Exact, se atașează la nivelul pielii noastre, care nu a fost dată cu spray, nu e protejată de haine mai lungi și în timp ce mănâncă sânge, regurgitează aceste borelii. Care, dacă în principiu specialiștii spun că trebuie să stea atașată 24 de ore ca să aibă timp să inoculeze aceste borelii. Depinde foarte mult de cât de multe are ea de donat, ca să zic așa. Ok, e foarte bine ca atunci când mergem la pădure, la iarbă verde, să ne protejăm cu spray-uri și cu haine mai largi și mai lungi, deschise la culoare, dar atunci când ajungem acasă și facem duș, mai ales copiilor, să ne apucăm să-i căutăm, să ne apucăm să-i căutăm de căpușele din, de sus până jos. Să le facem un scan, exact, așa, nu? Facem un PET scan. Așa. Ok. Deci să nu ne facem probleme dacă, de exemplu, vine o căpușă și stă pe pielea noastră, nu știu, o oră, două, până ne dăm noi seama, nu, că este ne-a pișcat. Este o întreagă frenezie și o întreagă nebunie. Dacă ne apucăm să căutăm pe Google, deja am murit de boală Lyme când ne-am mușcat ieri. Da. Ok. Deci asta e ideea, să o găsim din timp. Dacă a fost scoasă în prima zi de la inoculare, lucrurile sunt ok. Urmărim zona timp de 3 săptămâni ca să vedem dacă apare acel eritem migrator. Cum arată acest eritem? Acest eritem migrator reprezintă o maculă, o zonă de roșeață la nivelul pielii. Este cât vârful degetului, locul unde a inoculat. De jur împrejurul acestei bulinuțe roșii, da, este un cerc alb. În jurul acestui cerc alb e din nou un cerc roșu. Arată exact ca o țintă, ca atunci când arunci într-un lac liniștit o piatră și se fac unde. Aceste borelii sunt la nivelul pielii. Apare la 3-23 de zile de la momentul mușcăturii și difuzează în piele. În acest moment, deci noi știm dacă ne-a mușcat o căpușă și urmărim zona. Sau dacă n-am știut că ne-a mușcat o căpușă și a stat acolo 3-4 zile și n-am primit profilaxie, fiindcă n-am găsit-o să o scoatem la timp, rămânem cu acest eritem migrator pe care îl vedem. Dacă nu noi, cei din jurul nostru, părinții, rudele, cei din jur. Uite ce ți-a apărut aici. Ok, și mergem la doctor cu acel eritem migrator. Se tratează. Vă zic imediat cum se tratează. Ăsta este stadiul 1 bolii Lyme, la nivel cutanat. Dacă nu l-am văzut sau l-am ignorat, nu știu ce a fost, m-a mâncat un pic, m-a durut un pic, deși nici nu prea doare, nici nu prea mănâncă, am trecut în stadiul 2, la zile, săptămâni de zile, care se manifestă cu mai multe eriteme de felul ăsta și prin alte părți, deci nu doar la locul mușcăturii. Putem să facem febră, cefalee, dureri musculare, putem să avem niște afectări neurologice așa, ușor, o oboseală ușoară, putem să le ignorăm și acum. Sau nu s-a gândit nimeni să te caute și de borelii, având simptomatologie. Și atunci intri în stadiul 3. Stadiul 3, care este foarte periculos și un grad avansat al bolii, dă o encefalită cronică, cu paralizii și cu exitus, din păcate. Adică oamenii chiar pot să moară de chestia asta. Acum, nu trebuie să ne agităm dacă ne doare un genunchi sau un cot sau orice altceva, să ne apuce panica că murim de boală Lyme. Dar putem să prevenim, înainte să ne înțepe cu spray-uri și cu grijă la pădure. Nu? Exact. Da. Dacă ne-a înțepat. În general se confundă căpușile, sunt foarte mici și se confundă cu niște alunițe.
Da, știi împreună, în principiu, scuze, pe unde ai niște alunițe. Și dacă apare una nouă, vezi dacă nu cumva e o căpușă. Mergi într-un serviciu medical ca să fie extrasă, deoarece... Deci are... nu ne apucăm singuri să facem asta, nu, da? Nu, pentru că are trei rânduri de cleștișori, ca niște fierăstrai, așa. Care pătrund pielea, pătrund, da? În piele și se fixează foarte bine. În momentul noi când vrem să o extragem, da? Da, acolo pot să rămână cleștișorii și se infectează pielea. Se scoate foarte ușor cu o pensă specială. Dacă au trecut mai mult de 24 de ore. Ea poate să cadă, de exemplu, dacă noi observăm această căpușă, dacă noi, nu știu, spreiem cu ceva substanță, cu un alcool, de exemplu, sanitar. Sunt încercări, sau... sunt, da, încercări și cu ulei, așa, au mai spus, da, alții că, da, iese. Asta cu bățul de chibrit și cu fosfor n-a fost încă validată. Așa, da. Dar cu uleiul ea în principiu mai alunecă, dar e bine să mergem să o scoată, să pentru la că medic. Primim și profilaxie dacă ea a stat mai mult de o zi acolo. Profilaxia la copii se face cu amoxicilină 50 de mg pe kilogram corp pe 24 de ore împărțită în 3 prize, la femeia gravidă cu amoxicilină 500 de mg la 8 ore. Dacă nu ești gravidă și copilul are peste 8 ani, se face cu două comprimate de doxiciclină, priză unică, după masă. Am avut pacienți cărora le-au prescris medicii foarte bine, au extras căpușa, le-au dat două comprimate de doxii, s-au dus la farmacie și farmacistul le-a zis: domne, nu se poate, ia o cutie. Așa. Ia o cutie, ca să fii sigur. Să fii tu sigur dacă nu treci. Faceți abuz de antibiotic, da. Nu este necesar. Dacă s-a ajuns în stadiu de eritem migrator, acea leziune înțintă pe care am descris-o anterior, se face tratament cu doxiciclină două săptămâni, unul dimineața și unul seara, câte un comprimat. La fel după masă. Când luăm doxiciclină, nu stăm la soare, fiindcă riscăm să ne înroșim din cap până în picioare. Deci dă o sensibilitate, dă, nu? O sensibilitate cutanată, uh-huh, da. Uh-huh. Dacă ești alergic, poți să iei amoxicilină sau cefuroxim se mai dă, sau eritromicină, în funcție de ceea ce ne dă medicul. Dar nu, cum să vă zic, nu susțin abuzul. Uh-huh. Când e cazul, e cazul. Când dacă nu... te infectezi, de exemplu, și ți se declanșează această boală Lyme, poți să trăiești cu ea ani buni? Depinde de la caz la caz. Deci e invalidantă și o tărăgăne așa pe românește, poți să trăiești ani de zile, dar nu e o calitate a vieții foarte bună. Repet, dacă nu știi că te-a mușcat o căpușă, dar ai observat un eritem migrator, nu te panichezi, se tratează, pentru că borelile sunt acolo, nu au plecat nicăieri. Dacă au plecat și suntem în stadiu 2, la zile, săptămâni, atunci, în principiu, dă afectări neurologice și cardiace și pacienții necesită spitalizare și tratament injectabil, nu mai merge cu tratament acasă și trebuie să fie supravegheați. Dacă se ajunge în stadiu 3, în principiu asta este la ani de zile de la mușcătură, deci trec ani de zile până atunci. Da. Mai este o a doua frenezie cu testele. Toată lumea își ia serologii de borelia. Ele poate să iasă fals pozitive de la... Alte infecții minore sunt niște anticorpi care apar. Să nu mai tratăm așa anticorpii. Diagnosticul se acum pune... Acum toată lumea e doctor, știi? Toată lumea e doctor, da, mai ales citim în imunologie. Pe Google și ne pricepem la toate. Da, și după aceea se panichează. Da. Și nu poți să te duci să dai niște bani pe niște serologii care nu ți-au fost indicate. Deci, ai o problemă, te duci la medic. În funcție de stadiul în care te afli, ești tratat cu un tratament sau altul. Da, se poate face vreun test de sânge la indicația medicului, de exemplu, pentru, da, a vedea într-adevăr dacă ne-am infectat, da, cu aceste boleri. Se pot face mai multe. Western blot, în principiu, așa se numește analiza. Trebuie să ai două benzi la borelii IgM, două benzi pozitive din 3 și la IgG 5 din 10. Se pot face viremii din sânge, se pot face analize din lichidul cefalorahidian prin puncție lombară, se poate extrage lichid articular dacă avem o artrită. Sunt multe analize, dar nu te apuci să te duci să-ți iei Western blotul de sute de lei, că poate am eu boală Lyme. Sunt multe alte boli care dau. De exemplu, o poliartrită reumatoidă poate să dea dureri articulare cu aceleași manifestări. O boală neurologică. Orice altceva. Care mai sunt locurile de care trebuie să ne ferim, apropo de păduri? Mă gândesc la parcuri, poate zonele acelea în care vin animalele de companie și, nu știu, petrec acolo timp și să nu mergem și noi. Da, toate zonele cu iarbă verde, în principiu, pot să adăpostească căpușe, dar mai ales cele de la marginea pădurilor.
Iar în cazul stăpânilor de animale care obișnuiesc, de exemplu, să identifice aceste căpușe în blănița animalelor lor, se pot infecta, de exemplu, dacă nu, ei dacă le o scot? Extrag, da? Nu, pentru că ea trebuie să se inoculeze sub piele și să regurgiteze acele borelii, așa fiindcă și eu am scos de pe pisici de la țară. Uh-huh. Deci, cu o pensă, fără niciun fel de problemă, nu m-am infectat, sau cel puțin nu știu încă. Da, da, deci să fim să atenți, nu mai fim atât și de să nu mai fim paranoici, paranoici în principiu, da, nu? Da, exact, nu ne ajută la nimic. Riscăm să mai avem printre simptome, nu știu, greață sau dureri de cap? Sau, dureri de cap, da, febră, dureri de cap, poate să mimeze inclusiv meningita, poate să mimeze o gripă cu dureri de cap, cu febră, cu frison, cu stare proastă. Pentru că acele borelii ajung în sânge. Ajungând în sânge, dau aceste fenomene reactive. Uh-huh. Pentru că organismul luptă să elimine străinul. Uh-huh. Iar sezonul, să zicem, în care am putea fi expuși, dispare odată ce nu vine vremea mai rece, rece, da? Da. Scăpăm și noi. În principiu, apogeul este iulie-august, dar am avut pacienți care au avut și în mai și în septembrie. Eu cred că sezonul cald, din mai până în începutul lui octombrie, există riscul să ne contactăm, să ne infectăm, da. Mulțumesc tare mult pentru discuție și te așteptăm cu mare drag și data viitoare să mai povestim și să avem grijă de sănătatea noastră. Abia aștept. Mulțumesc frumos! Dragilor, după cum bine știți, poate că ați aflat că sâmbătă este Marea Gală Națională a concursului Miss Univers România, unde vor fi 25 de semifinaliste care se luptă pentru Marele Premiu. Aflăm chiar atunci cine va câștiga, cine se va duce în Israel și cine va reprezenta România la Marea Finală Miss Univers România. Dar până atunci vreau să vă spun că fetele sunt într-un bootcamp, într-o tabără și sunt supuse la tot felul de provocări. Iată, urmărim chiar acum un material și vreau să vă spun și că voi prezenta gala Miss Universe România, așa că sunt chiar curioasă care dintre fete va intra în posesia coroanei. Hai să vedem un material. Bianca Tirsin este Miss Universe România 2020 și organizează concursul de frumusețe care va desemna cea mai frumoasă româncă ce ne va reprezenta în Israel la Miss Universe 2021. Concursul a început ieri cu etapa Orientation Day, în care fetele au primit eșarfele lor oficiale. Avem 25 de concurente care se luptă pentru titlul cel mare. Vor să-mi ia coroana 25 de concurente și sunt foarte emoționată, pot să spun, pentru că, nu știu, le văd pe toate doritoare și vreau să și le ajut și să le spun că nu e așa de greu și dacă ne ajută cu punctualitatea, cu interesul să se focuseze pe tot ce au de făcut, eu cred că nu va fi atât de greu pentru ele. Frumusețea lor va fi pusă în evidență de o echipă de profesioniști. Participantele au ocazia să strălucească pe podium și să-și demonstreze personalitatea și inteligența în ținute vestimentare spectaculoase. Ce înseamnă acest concurs pentru tine? Pentru mine este o reală provocare acest concurs, pentru că este pentru prima oară când particip și da, eu fiind militar de profesie, este o mică diferență între defilarea pe care o să o fac aici pe tocuri și defilarea pe care o fac eu în mod normal în Bocanci. De asta sper să fac față cu brio acestei provocări. Îmi doresc să câștig foarte mult, am lucrat foarte mult pentru a fi astăzi aici. Și chiar dacă toate fetele sunt extraordinare, oricine ar câștiga, eu o să o susțin în continuare, pentru că iubesc această lume și eu asta susțin, suportul între femei. Și un mesaj pentru cea care va câștiga să meargă mai departe, să aibă puterea să înfrunte toate aceste etape? După cum spune și tricoul nostru cu putere, galaxie și protecție, eu spun că ai tot ce îți trebuie, având în vedere că dacă ai trecut de cantonamentul organizat de mine și de Tiana și de ceilalți organizatori,
trezindu-ne la 5 dimineața și având niște activități foarte nebune, eu cred că o să ai mult, mult noroc acolo și o să-ți fie mult mai ușor la Miss Univers, la internațional, decât aici în cantonamentul nostru. Sunt superbe invitatele și de-abia aștept să le văd în marea finală, să vedem cine va fi câștigătoarea. Și dacă tot vorbim despre frumusețe, vreau să mulțumesc și eu celor de la Decolte Shop pentru ținuta mea de astăzi. Iar acum trecem la povestea următorului nostru invitat, care începe cu succesul din celebra trupă Azur și continuă cu o carieră de vis în Statele Unite ale Americii. Cântă în 7 limbi străine și la mai multe instrumente muzicale, iar repertoriul său numără peste 2000 de melodii. Vorbim mai multe cu domnul Vladimir Ciobanu. Bun venit între prieteni! Bine v-am găsit! Ce frumos! Eram tentat să spun bună dimineața. Băi, putem orar. Să spunem oricând, oricum. Între prieteni este permis. Pus orar în joacă feste încă. Și nu v-ați obișnuit încă? În Miami e încă 7 dimineața. Este, da, deci sunteți încă. Păi atunci hai să considerăm că este dimineață și că suntem matinali și că stăm la povești. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag! Sunt onorat să fiu aici și se vede că e un platou frumos. Mulțumim tare mult și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi și vreau să aflu așa mai multe despre cariera frumoasă și despre toate schimbările, să zic așa, din cariera dumneavoastră. Și vreau să o iau așa, de pe vremuri, da? Când noi dansam și ascultam piesele celebrei trupe Azur, eram micuță când le ascultam și erați așa, erați pe val, ca să zic așa, la începutul anilor 90. Nu cred că exista cineva care să nu fredoneze și să nu se distreze la toate petrecerile pe piesele dumneavoastră. Bineînțeles, varurile vieții. Ale varurile vieții. A fost o perioadă frumoasă, nu? A fost o perioadă, da. Și mi-aduc aminte cu plăcere de trupa Azur. Am colaborat în anii 90. Exact, așa este, da. Dar mă așteptam să mă întrebați mai mult de cariera mea din altă parte. Păi da, o luăm așa cu începutul și cronologic, okay. Da, ca la manual. Perfect, da. Vreau să știu, cum era atmosfera atunci în anii 90? Atmosfera era splendidă atunci, pentru că eram ca o familie. Practic mergeam în turnee, mi-amintesc cu plăcere, tot ce făceam era... A fost frumos. A fost un fenomen. A fost un fenomen atunci, trupa. Sigur, sigur, da, da. Păi băieții și acum sunt în vogă. Păi și acum se ascultă piesele trupei la petreceri cu is nostalgic. Ca eu să personal, așa. Săptămâna trecută am fost la Olimp și am ascultat. Fratele meu cântă cu ei, e basist da, în trupă. Da. Și ne-am amintit, am depănat amintiri și am stat până dimineață. Păi spuneți-ne și nouă o amintire așa frumoasă. Ce vă vine în minte acum legat de acele vremuri? Amintiri îmi vin multe în minte acum. Ne leagă multe amintiri de la nunți, de la spectacole. Dar ce să vă spun? O să vă spun într-o altă emisiune mai multe. Da, ne mai întâlnim o dată și mai sigur, povestim. Sigur. Păi hai să vedem acum, să trecem în cealaltă parte. Extrema cealaltă. Da, trecem oceanul, așa, mergem în Statele Unite ale Americii. Cum v-ați decis să plecați și să părăsiți, deci, practic, trupa? Da, n-a părăsit niciodată. În ghilimele să părăsiți. Da. Nu s-a părăsit nimeni pe nimeni. Eu am plecat pentru că am ales un alt drum, un alt stil de muzică, o altă lume. Am simțit vibe-ul de acolo, că aparțin locului. Acum 17 ani am plecat într-un contract, am semnat un contract cu un trio, cu un casino plutitor, se numea Sea Escape. Așa. Și vaporașul se numea Island Adventure. A, deci ați plecat într-o aventură, ca să zic așa. Ca un fel de aventură, care... Da. Care a ținut câți ani, aventura asta? Vreo 17... Bine, acolo a ținut 2 ani. 2 ani. Contractul a fost de 2 ani. Un an jumate. După care am coborât după vapor, m-am uitat la palmier și am spus: ăsta e locul în care aici vreau să trăiesc. Da? Aici vreau să stau, da? Da, am simțit vibe-ul ăla de... V-ați simțit bine, v-ați simțit ca acasă. Bineînțeles, ca acasă, exact. Și cum a fost să treceți așa din România, iată, post-decembristă, da, fusese Revoluția, într-o altă lume, da, aveați acolo alte posibilități, vi se deschideau alte orizonturi, era altceva, practic, să ajungeți în America. Bineînțeles, era cu totul altceva și stilurile muzicale de acolo, se cânta mult latin. Muzica anilor 90. Erau Gypsy Kings, nu? Gypsy atunci, King. Da, pe val. Da. Și versatilitatea și-a spus cuvântul. Adică eu cântam
stiluri de flamenco, de jazz, Latin jazz, muzica anilor 90 americană, Tom Jones, Frank Sinatra. Și m-am adaptat foarte repede. Și ați început, ați găsit acolo contracte, ați găsit locuri în care puteați să mergeți să cântați. Deci totul a mers repertoriu. Repertoriu, da. Repertoriu era, nu era nici limitat, dar nici foarte mare. Am muncit mult la repertoriu, după care acum e un repertoriu huge, mare. E, uite, așa cum spuneam la început, nu? Aveți peste 2000 de piese? Da. Dacă vorbim de toate genurile muzicale care le cânt, da. Sunt peste 2000. Și povestiți-mi cât este de greu să cânti în mai multe limbi străine, așa. Sunt 7 limbi străine, totuși. Nu e chiar așa aflare la ureche, nu? Croazierele te învață să vorbești mai multe limbi. Pentru că românii acolo colaborezi. Și prind repede, nu? Bineînțeles. Una, că e vorba de versatilitate și de abilitatea de a învăța o limbă străină, plus că colaborezi cu fel de fel de nații, francezi, nemți, italieni, spanioli. Crew-ul după un vapor este... Este internațional, da, așa este. Da. Și am învățat. Și ați învățat. Da, trebuie să și placă ca să înveți. Normal. Dar cum este publicul, de exemplu, de pe un vas de croazieră? Cum sunt show-urile acolo pe vasele de croazieră? Totul este glam, din ce știu eu, nu? Depinde de croazieră. Uh-huh. Depinde de croazieră. Pe Holland America, țin minte că era un mix așa de... De la 30 de ani la 60 de ani sau chiar la 80 de ani. Deci era un mix. De acolo trebuia să cântăm genuri diferite de muzică și în fiecare zi să schimbau. Dar e pretențios publicul? Da și nu. Americanul gustă de toate. Și muzica românească dacă le cânți. Și ce le place americanilor din muzica noastră? Ca să vă răspund la o întrebare, e cam greu de răspuns la întrebarea asta, dar din ce cauză? Sunt americani și americani. Dacă te uiți la un american de la 60 plus, așa, o să-i placă sigur Elvis Presley, normal, Frank Sinatra, Dean Martin. Dacă te uiți la unul de 30 de ani, sigur o să-ți ceară ceva de la discotecă sau de... Vreun hip-hop, vreun rap, hip-hop, ceva, nu? Da. Deci trebuie să vă adaptați, să vă pliați pe gusturi, nu? Clar, bineînțeles. Aici este partea grea. Dar trebuie general, să-l citești, nu? Trebuie să-l citești. Să-l citești. Și vă pricepeți, deci, după atâția ani, cred și eu că... Da, entertain ce ai în fața ta, ce publicul și pe care... Plus că trebuie să ai abilitatea să-ți dai seama de vibe-ul publicului, că dacă nu se distrează bine pe o piesă, să știi să o schimbi imediat, nu? Bine, uneori... Îndreții atmosfera. Uneori, chiar dacă vrei să entertain, dacă tu ai în fața ta pe cel care se uită la nota de plată și s-a speriat că e prea mult, s-ar putea să nu te asculte pe tine. Așa este, da. Dar, în general, acolo lumea reacționează la aplaud, reacționează foarte ușor. Deci sunt deschiși, da? Sunt, bine. Da, sunt deschiși. Dar în cadrul comunităților de români, la evenimentele organizate acolo, ați avut șansa să cântați? Am cântat vreo 7 ani, deci vreo 3 ani la Transilvania. Și încă vreo 5 sau 6 sau chiar 7, dacă mi-aduc aminte, la Cristi Borcea, la Vendetta. Da? Sigur că da. Unde era tot așa un mix de români americani. Pentru că restaurantul fiind italian-român, aveam și meniu românesc și meniu american-italian. Da, da, da. Da, și acolo am amintiri foarte frumoase. E chiar aproape de casa mea. E aproape de casă, da? Dar mă uit la pozele pe care ni le-ați trimis. Aici era la New York. Să ne mai spuneți așa... Aici American Got Talent. Da? Deci ați fost și acolo? Da. Ați fost în concurs? Am fost în concurs, am depășit audiția, după care a venit pandemia și ne-a stricat jucăria. Și ne-a stricat toate planurile. Da. Dar este, într-adevăr, este o atmosferă incredibilă în aceste show-uri. Nu, și e o performanță. Ca să... Este, într-adevăr, este. Nu ajunge oricine acolo. Nu, au fost 5.000 de persoane, dintre care din sala respectivă, pentru că ne selectau câte 100, câte 100. Așa este. Eu am luat audiția și Carmen Har a luat audiția. Deci doi români. Doi români, da? Și ce români, nu? Ne mai povestiți despre părțile dificile, să zic așa, ale experienței de acolo. Mă gândesc că nu a fost așa totul roz în America. Și aici mă gândesc la adaptare, poate la dorul de țară, poate găsești unele, nu? Discrepanțe. Cred că sunt un tip iubit de Dumnezeu, pentru că mi s-a oferit foarte multe din prima. Faptul că la început nu vorbeam limba,
foarte bine și vorbeam doar basic. Asta a fost un impediment prima dată. După care, limba spaniolă, acolo se vorbește limba spaniolă foarte mult. Și mi-aduc aminte că am învățat dintr-un motiv. M-am pierdut cu mașina undeva. Așa. Într-un cartier, se numea Hialeah. Și am întrebat pe cineva, cum să ajung la 95 să merg spre Plantation, unde eu locuiam. Era la îmi spune în spaniolă. Esquerda, derecha. Da, da, da. Și mă la el și spune, eu nu vorbesc spaniolă. El se uită la mine, tu nu habla spaniol? Mentiroso. Adică eu cu fața mea de la tine. Da, da, da. M-a făcut mincinos că nu vorbesc spaniolă. M-am dus acasă, am cumpărat un dicționar, de fapt un ghid de conversație și am început să vorbesc cu computerul. Și așa am învățat. Învățat. Da, da. Nevoia te învață. E facil să înveți, adică e ușor să înveți limba pentru că e latină. Da, așa este. Da. Dar când ați dat piept, așa ca să zic, cu showbiz-ul de acolo, cum vi s-a părut? Având experiența showbiz-ului din țară, cum sunt lucrurile la ei pentru un artist care vrea, bineînțeles, să facă o carieră? Au oportunități mai multe, e mai ușor să pătrunzi, să dovedești, să arăți lumii că poți și că ai talent? Bineînțeles, dar e un challenge, e o competiție mare, pentru că mulți de acolo cântă. Sunt artiști, chitariști, da? Instrumentiști și soliști. Deci e o competiție foarte mare. Dar atâta timp cât vrei și ești versatil, poți. Și cred că trebuie să-ți păstrezi și antenuțele, nu? Deschise. Bineînțeles, și să nu te lași așa pe tânjală, să încerci, nu? Totul ține de cercul în care te învârți și cu cine iei legătura. Și până unde vrei, la ce nivel vrei să ajungi acolo. De cântat în restaurante, poți să cânți. De ajuns să cânți la show-uri mari de mii de persoane, e mai greu. Dar am avut oportunitatea să cânt cu Soul Survivor, care e o trupă foarte celebră acolo, un big band de 14 persoane, pachet de suflători, cu e o întreagă uzină. Și m-am adaptat foarte, foarte ușor cu trupa. Încă mai colaborăm când sunt show-uri. Okay. Iar acum când ați venit din nou în România, cum vi se pare? S-au mai schimbat lucrurile față de cum ați lăsat-o când ați plecat? Părți bune, găsiți părți rele, cum vi se pare acum? N-am uitat niciodată de unde am plecat. Eu când mă întorc cu plăcere. Obiectivul principal este mama, frații, să-i văd, pentru că e familia. Dar nu pot să spun că m-am întors în timp sau... Sau că rămâneți nostalgic, nu? Da. Nu. Mi se pare totul la fel cum era, nu s-a schimbat nimic. Lumea e puțin mai dificilă. Așa, da. Mai supărată, mai impulsivă, mai... Dar în rest, toate sunt la fel, deci mi se pare normal. Mâncarea e foarte bună. V-a fost dor să mâncați ceva cât ați stat? Păi de-aia m-am și îngrășat 5 kg de când sunt aici. Ați tânjit după ce? După sărmăluțe, după mămăliguță? Sărmăluțe, da, sărmăluțele în foi de viță. Și cărnăciori, pifteluțe, nu e un deliciu. Normal. Mâncarea are un gust... deosebit aici, da. Ciorba de văcuță. Normal, cum o facem noi, nu o face nimeni, nu? Da, da. Întrebați-o pe mama, că am fost la un restaurant și a rămas impresionată de o ciorbă de văcuță. Da. Dar pentru cei care ne privesc și care, iată, încă au acel vis american, dar vor să treacă oceanul și să se realizeze acolo, în Statele Unite ale Americii. Le dăm așa un sfat, au șanse să reușească acolo și dacă da, da. De ce anume trebuie dacă vorbim de artiști, să reușească? Da, e loc pentru toată lumea. E loc pentru toată lumea. E un singur soare și ne... Nu, e loc pentru toată lumea. Problema e că nu intri direct în puf, adică trebuie să muncești ca să ajungi la un nivel. Nu o să te aștepte cu un covor roșu și petale de trandafiri? Nu, nici vorba. Nu. Trebuie să pornești de jos. Bineînțeles, să cânți la unde ți se oferă, practic. Să fii văzut, și, în principiu. Da, și mai e o problemă cu actele. Să fii în regulă cu nu tot ce să trebuie, da. Să cânți undeva, pentru că acolo te plătește cu cec, deci n-ai cum să cânți fără acte. Da, despre asta e vorba. Dar e loc pentru toată lumea, repet. Se poate. Se poate. Mulțumim tare mult pentru această discuție foarte, foarte plăcută și ne bucurăm că ați venit astăzi în studioul Între Prieteni, iar ușa noastră rămâne deschisă să mai poftiți, să mai depănăm, așa, amintiri. Vă mulțumim! Oricum. Dacă ne lasă să zburăm, venim mai des. O, așa, așa, să ne lase. Mulțumim tare mult! Okay. Mulțumim!
Ei, și acum eu zic să ne răcorim așa cu niște băuturi de vară, mergem pe mâna Larisei Cherecheș, pentru că ea le face cel mai bine. Priviți următoarea rețetă.
mult! La doar 11 ani a strâns în palmares peste 40 de premii la concursuri naționale și internaționale de specialitate. A reprezentat România cu succes la concursuri din Serbia și în Malta, iar sfârșitul anului 2019 i-a adus împlinirea unui vis, și anume acceptarea în pepiniera All Mike a renumitului compozitor Mihai Alexandru, împreună cu prima piesă compusă special pentru ea și a primului videoclip. Iarna e atât de caldă. O cunoaștem pe frumoasa și talentata Miriam Stoica și nu a venit singură, ci însoțită de profesoara ei preferată, cea care o însoțește și îi dă arip, Alina Roșca. Bun venit, drăguțelor! Bine te-am găsit! Vai, ce plăcere îmi face să am astfel de tineri talentați în studio și, bineînțeles, să-i cunosc și pe cei care le sunt alături, nu, în această experiență și această aventură frumoasă, așa că de-abia aștept să povestim despre cum a început totul și despre pasiunea ta, nu? Despre muzică, despre show-uri, despre concursuri și așa mai departe. Încep cu Miriam, Alina. Da? Ia spune-mi, draga mea, de când ai început tu să cânti? Am început să cânt de la vârsta de 4 ani. Prima oară am început cu cursul de pian și după aceea mama a decis să mă ducă și la cantul. Pentru că a descoperit că aveai și voce, nu? Da, mă rog, nu... Eram foarte rușinoasă și mama a decis să mă ducă la un curs și mi-a plăcut foarte mult și am continuat. Și așa a început cam totul. Așa a început totul. A fost punctul zero al carierei tale. Așa ai cunoscut-o pe Alina? Da, pe Alina. Ia povestește-mi, Alina, cum era Miriam când a ajuns la tine? Când a ajuns la mine, plângăcioasă și mică. Era plângăcioasă și mică și foarte talentată.
plângea în avans ca să nu o cert cumva. Așa. După care încet, încet a început să crească și nu mai scăpam de ea. Ea își dorea să vină mai mult decât repetam în mod normal. Ea își dorea să fie mai mult pe scenă, să fie în fața reflectoarelor și atunci lucrul ăsta a ajutat-o foarte mult pentru că este foarte tenace și perseverentă. Ei, uite, apropo că ea spunea că era timidă și rușinoasă. Rușinoasă. Te-ai vindecat de această timiditate? Da, și cu ajutorul Alinei. Da? Păi ce ai făcut, Alina? Ia spune, ce ai făcut ca să vindeci? Nu știu. Cred că am împins-o foarte mult să iasă în public și pe scenă. Cred că asta contează pentru orice copil sau tânăr la început de drum, să-și învingă teama. Tuturor nu este teamă de ceva și cu cât vom merge mai mult în direcția refuzului, cu atât va fi mai greu. Iar eu am împins-o invers. Hai să vedem ce se întâmplă, că nu se poate întâmpla decât să greșim și remediem. Și asta contează, mă gândesc, pentru telespectatorii care ne privesc și au copii și vor să urmeze acest drum. Iată cât de mult contează să fii încă de mică prezentă, da, în concursuri, să mergi să faci față așa tuturor emoțiilor, pentru că asta te pregătește în definitiv pentru viață. Chiar dacă nu reușești acolo să câștigi un premiu mare, contează pentru tine, pentru dezvoltarea ta personală. Dar ea povestește cum a fost experiența primului tău concurs pe care l-ai și câștigat? Da, știu că am obținut premiul 2. Eram foarte mică și nu prea mi-aduc aminte, dar știu că eram foarte emoționată și în același timp bucuroasă. Da, a fost foarte frumos, dar... Și cum a fost experiența cu participarea la concursurile internaționale? Nu știu, în Serbia, în Malta, sunt totuși 40 de premii, nu acolo în palmaresul tău? Primul meu concurs internațional a fost Angel Voice în Serbia, unde am obținut premiul 1. Și a fost ceva diferit față de ce știam eu din România. În ce sens? Cum era acolo? Și cum a fost organizat concursul mi-a plăcut și ceilalți participanți. Deci era o altă atmosferă, un alt vibe, da? Deci ți s-a părut ceva diferit. Și ea trebuie să pregătească de fiecare dată altă piesă, nu? Atunci când participă la un concurs. De preferat o piesă, îmi cer scuze, o piesă care să o avantajeze în acel moment. Chiar dacă este o piesă pe care o știe, bine este să nu-i treacă timpul, să nu-i rămână mică, cum spunem noi, pentru că în momentul în care îți rămâne ceva mic, nu mai poți folosi. Și la fiecare concurs trebuie să cânți ceea ce știi cel mai bine. Bine, nu neapărat ceva nou, greu sau ceva, greu de preferat, dar adaptat vârstei tale. Și posibilităților vocale, nu? Da. Și tu trebuie să faci în permanență o monitorizare, nu? Să-i vezi progresul și să vezi ce îi se potrivește, nu? Da, ne vedem oricum din 7 zile, 6 ne vedem. Asta așa că locuim împreună. aproape împreună. Deci sunteți ca o familie, ce să mă, nu? Păi hai să vedem, să te vedem cântând și apoi revenim la discuție să mai aflu, da, din culise, poate mă fac și o cântăreață și vreau să îmi dai tu niște sfaturi, nu? Sigur. Vara este doar pentru noi, doamnelor și domnilor. Haideți să o auzim cântând pe Miriam Stoica. Love.
niciun deloc. Ne distrăm că doar e vară, bine că am scăpat de școală. Peste valuri noi sărim să ne răcorim. E un loc chiar lângă apă, dar mai întâi ne vom înghețată, wow. Și uite așa ne prinde seara, cine aș da să nu mai treacă vara, wow. Soarele zâmbește, cerul e senin, marea strălucește, știe că venim. Alergăm pe plajă, tare și înapoi, vara este doar pentru noi. Adevărul este că și eu ador vara și m-aș muta undeva unde să fie în permanență vară, dar se pare că nu se poate acest lucru. Dar mă mulțumesc cu acest videoclip în care am văzut-o pe Miriam în deplinătatea talentului ei și de-abia aștept să ne povestești mai multe despre această experiență, cum a fost să filmezi acolo. Am văzut cu trupa în spate, ați făcut sincron, ați dansat. Ce să mai ești profesionistă, jos pălăria. Păi, am filmat la mare, a fost... A fost așa, m-am dus, am filmat la mare și... A fost chiar extraordinar. Îmi doream de foarte mult un clip de vară, chiar vorbeam cu părinții mei că trebuie să facem și de vară o piesă și mi s-a îndeplinit visul. Zim, cât ai muncit pentru acest videoclip? Cât ați filmat acolo? Cât mai mult, ca să stai cât mai mult la mare? Adică două zile întregi. Da. Două zile, da? Și povestește-mi despre styling. Eu am văzut acolo că ai schimbat mai multe ținute, părul era făcut într-un fel. Nu e chiar așa ușor. De păr s-a ocupat și mama și Alina. Așa. Și machiajul este făcut de Alina și acum. Mm-hmm, foarte frumos, discret, frumos. Cu praf de zâne te-ai dat, nu? Da. Da, așa. Și ținutele, pot să spun că fiecare ținută are o poveste în parte. Păi ia, spune-mi-le, ia te rog. Rochia mov, de care ziceai mai devreme că îți place. I-am spus atunci când ne uitam la videoclip că îmi place rochița aia, aceasta pe care o vedeți chiar acum, pentru că este foarte bine culoarea și am observat că și în platou astăzi a venit cu o rochiță cu această culoare. Deci îți place acea culoare? Da, foarte mult. Și acea rochie am folosit-o în Dubai, în safari, la o ședință foto. În Dubai am fost la o prezentare de modă, unde am prezentat pentru un designer din Georgia. Și urmează acum să plec în Barcelona, tot la o prezentare de modă. Deci cochetezi și cu modeling-ul, da? Și am văzut că ai un guest star acolo în videoclip. Alina, cum a apărut domnul Temișan chiar acolo în videoclipul lui Miriam? Prieten foarte bun cu Mihai Alexandru, producătorul piesei și al clipului și prietenul nostru de altfel, pentru că și eu la un moment dat am apărut în clipul lui. Și atunci, cumva, întâlnindu-ne la mare, a zis, ce faceți aici? Filmăm. Păi vin și eu. Hai! Frumos! Deci uite cum se leagă lucrurile. S-a legat, da. Foarte frumos. Și ce vrei să faci mai departe? Te-ai gândit așa, nu știu, celebra întrebare. Unde te vezi peste 5 ani? Unde te vezi peste 10 ani? Păi eu vreau peste 10 ani. Așa, când o să ai tu 21 de ani. Da. Pe cele mai mașini din America. Să am concerte proprii și fanii ce îmi strigă numele. Oh, ce frumos. Și urmărești așa pe cineva anume de acolo din showbiz-ul lor? Am mai mulți artiști preferați de acolo. De exemplu, Ariana Grande, care îmi place foarte mult de ea, dar nu vreau să... Nu vrei să o copiezi? Nu da. Vreau asta, pentru că ea are un stil propriu. Și normal. Așa vreau și eu, să-mi fac un stil propriu pe care nimeni să nu-l mai aibă. Da, așa este, dar nu este greșit să admiri pe cineva și să-ți iei un model. Ideea este să te inspiri așa un pic, dar să nu copiezi. Oricum, cu siguranță fiecare are drumul lui în viață și o să reușești și mai departe. Mai cântați pe undeva, nu știu, în vara aceasta, în toamnă, vă mai pregătiți pentru vreun concurs? Ce urmează? Ce proiecte aveți? Păi, sigur o să apară concursuri, spectacole și la primul concurs pe care o să-l văd, sigur mă înscriu și o să particip.
și o piesă nouă ceva? Îi spui lui Mihai să-ți mai facă o piesă nouă? Așa aș vrea. Așa ai vrea, nu? Piesă nouă, da. Da, păi da, să ne urmărească Mihai acum, să știe să se pregătească, să înceapă să compună. Alina, tu pentru că, uite, ai burtică, acolo, da, este un suflețel care va veni pe această lume la anul, o mai vei însoți pe Miriam la evenimente și pe ceilalți copii, cum îți va fi? Nu pot zbura. Nu pot zbura. Nu am voie să zbor, nu voi merge în Barcelona, este pentru prima oară când voi fi alături de ei, pentru că sunt mai mulți. A mai fost această situație când am fost însărcinată cu fetița mea și n-am putut să zbor în America atunci. Dar, în schimb, mergem peste tot împreună. Unde se merge cu mașina, eu merg. Iar primul clip al Miriei a fost filmat la nicio lună după ce am născut-o pe Anastasia. Așa că mă țin după ei și ei după mine. Păi lumea așa te cunoaște, că tu ești mereu acolo lângă ei, în culise, îi sprijini și iubești. Și așa mi se pare frumos, pentru că au nevoie, nu, de sprijinul tău acolo și de ajutorul tău acolo. Da? Miriam, da. Deci nu o să ai emoții la Barcelona când mergi, nu, da? Dar eu acum am aflat că Alina nu vine în Barcelona. Ce drăguț! Până la urmă. Lasă că ai Skype, sau, mă rog, așa luați legătură altfel. Da, exact așa am stat și în America cu fetele, pe Skype, și vom sta cu siguranță și știu ce au de făcut. Ei sunt foarte bine instruiți, doar mai au nevoie de o a doua mămică care să le reamintească ce au de făcut. Cu siguranță, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și te mai aștept și vă mai aștept și să mai ne aduci așa vești bune și să vii cu premii aici, să ne lăudăm cu tine, da? Da. Mulțumim tare mult! Dragilor, a venit momentul să dăm legătura în studioul știrilor Metropola TV, unde este Iulia Băluș, ne așteaptă acolo cu forțe proaspete și cu informații noi, așa ca la început de săptămână. Și haideți să vă zic și eu ce am aflat. Am aflat că mai nou uraganele au și nume de bărbați, nu mai sunt femeile atât de supărate. Așa este, Iulia? Așa este, bună ziua, Dana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Se spune popular că uraganele cu nume de femei sunt mai răvășitoare. Dar știi de ce au primit nume de persoane? Ca să fie mai ușor de ținut minte. Acestea sunt detalii, însă la jurnal vorbim despre uraganul Henry și uraganul Grace, care au invadat continentul american. Ce pagube au produs, aflați în câteva momente. Vorbim și despre pompierii români care sunt lăudați de presa elenă și care luptă cot la cot cu grecii pentru stingerea incendiilor, dar mai multe în câteva momente, iar la final vă arăt imagini spectaculoase cu nor care a acoperit tot cerul. Unde s-a întâmplat, aflați la ora 15. De-abia aștept, Iulia, să văd și celelalte știri din jurnal. Părem noi drăguțe, dar să vedeți când ne enervăm și poate o să dăm și noi niște nume, nu știu, uraganelor, dar nu mergem într-atât acolo. Preferăm să fim zen și frumoase și drăgălași, așa cum ne știți. Haideți cu pauza, la ora 15 rămâneți cu știrile Metropola TV.